Doriți să vă maximizați potențialul creativ și să generați idei strălucitoare? Cărțile mentale sunt tehnici recunoscute drept cele mai eficiente modalități de stimulare a creativității, productivității, memoriei și înțelegerii, putând fi folosite pentru aproape orice, de la învățare, planificare și organizare, până la generare de idei și prezentări. Bun venit la cafeaua de digitalizare! Sunt Claudia Ștefan, profesor de informatică și la cafeaua de astăzi vom explora împreună lumea cărților mentale generate cu inteligența artificială, concepută pentru a aduce structură și claritate în universul gândurilor noastre. Toții suntem implicați în proiecte, indiferent dacă acestea sunt personale, școlare, academice sau profesionale. De aceea este necesar să avem instrumente care să ne faciliteze gândirea și să transforme ideile noastre în realitate. Inteligența artificială ne oferă exact această oportunitate, aducând în prim plan un partener digital care dă o notă de inovație și claritate proiectelor noastre. La cafeaua de digitalizare de astăzi vom învăța despre aplicația AI Mind Map Generator, o extensie gratuită de la Google utilă pentru a crea rapid cărți mentale personalizate. Haideți să vedem cum o instalăm și cum lucrăm cu ea. Pentru a începe, deschidem aplicația Google Drive și ne conectăm în aplicație cu contul de la Google, dacă nu suntem deja conectați. Odată conectați, dăm click pe butonul nou din colțul din stânga sus al aplicației Google Drive și selectăm opțiunea Mai multe. Apoi, dăm click pe Conectează-te la mai multe aplicații. În câmpul Căutare, tastăm AI Mind Map Generator. Identificăm aplicația și o instalăm. Aceasta va fi disponibilă în documente Google, prezentări Google și Google Drive. Pentru a genera hărți mentale în documente Google, deschidem un document existent sau creăm un document nou. Documentul nou se creează cu click pe butonul nou și alegem opțiunea Documente Google. După ce s-a deschis documentul, în meniul extensii al aplicației Documente Google, găsim AI Mind Map Generator și dăm click pe Start. Aici introducem descrierea hărții mentale, apoi dăm click pe butonul Generate. Și în câteva secunde avem o hartă mentală pe subiectul dorit. Interfața este simplă și intuitivă. În stânga sus avem trei moduri de vizualizare și instrumente de anulare și revenire asupra operațiilor pe care le vom face. Un aspect important este butonul Reback, util pentru a reveni la descriere dacă dorim să aducem completări. Aici trebuie reținut faptul că vom pierde harta generată inițial. Se va genera o hartă mentală cu structură nouă. Urmează editarea și manipularea hărții, modalitatea de a ajusta sau completa informațiile din noduri este prin dublu click pe nod pentru a intra în modul de editare al textului. Aplicația ne permite să creăm hărți mentale complexe, adăugând idei, subidei și legături între ele. Cu click dreapta pe un nod deschide meniul Context. Aici avem diverse opțiuni, cum ar fi adăugare de noduri noi în ierarhie, precum și ștergerea unui nod. Tot meniul Context ne permite crearea de link-uri între noduri. Pentru asta, dăm click pe Creare link din meniul Context al nodului selectat, apoi selectăm nodul către care creăm legătura. De asemenea, putem adăuga note sau chiar crea sumar.
Aceste opțiuni ne oferă flexibilitate în structurarea și detalierea hărții noastre. Pentru a ajusta ierarhia, folosim funcția de tragere a nodurilor. Plasăm prin tragere un nod deasupra altui nod pentru a-l face sub idee al acestuia. Sau, plasăm prin tragere un nod între două noduri pentru a schimba ordinea ideilor. Acest proces simplu ne oferă controlul complet asupra structurii hărții mentale. Pentru o navigare mai eficientă, folosim instrumentele Zoom In și Zoom Out să explorăm detaliile sau să avem o privire de ansamblu. Centrarea hărții în fereastră ne aduce rapid în mijlocul hărții, iar modul Full Screen ne oferă o vedere de ansamblu. Pentru o experiență de lucru mai concentrată, putem folosi modul Focus. Clic dreapta pe o subidee și din meniul Context selectăm opțiunea Focus Mode. Aceasta ne permite să ne concentrăm doar pe zona de lucru a subideii selectate și să excludem temporar restul hărții. Ieșirea din modul Focus se face cu clic dreapta pe aceeași subidee și Cancel Focus Node ne readuce la harta completă. Acum că am adus modificări, urmează etapa de salvare. Putem să salvăm harta prin descărcarea ei în format imagine pe calculatorul nostru sau prin inserare directă în documentul Google. Așa ne asigurăm că munca noastră este păstrată. Dacă dorim să generăm o hartă mentală într-o prezentare, atunci creăm o nouă prezentare Google sau deschidem o prezentare existentă pe Google Drive. În aplicația Prezentări Google selectăm slide-ul unde vrem să inserăm harta mentală și procedăm la fel cum am procedat în aplicația Documente Google. Din meniul extensii dăm click pe startul extensiei AI Mind Map Generator. Apoi introducem descrierea hărții mentale în fereastra apărută și dăm click pe butonul Generate. Și în câteva secunde avem o hartă mentală pe subiectul dorit pe care o putem edita, apoi descărca pe calculatorul nostru sau insera în prezentarea Google. Cea mai spectaculoasă și rapidă modalitate de a crea hărți mentale cu AI Mind Map Generator este din documente PDF existente pe Google Drive. Pentru asta dăm click dreapta pe documentul PDF pentru a deschide meniul Context și selectăm Deschidere cu aplicația AI Mind Map Generator. Și în câteva momente avem generată o hartă mentală pe baza informațiilor din documentul PDF, pe care o putem descărca pe calculatorul nostru. Minunat! Hărțile mentale ne ajută să vedem conexiunile, să organizăm etapele, aducând o dimensiune creativă și claritate în modul în care abordăm proiectele noastre. La cafeaua de digitalizare de astăzi am văzut cum inteligența artificială ne oferă soluții tehnologice pentru a ne optimiza timpul, creând pentru noi hărți mentale personalizate pe care le putem edita și salva. Vă invit să vă abonați la canalul de YouTube Cloud Academy pentru mai multe soluții tehnologice și ne vedem la următoarea cafea de digitalizare.